Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, uite, după ani și ani au renovat pasajul Unirii. Băi, excepțional ce s-a întâmplat acolo. Băi, nu poți inventa așa ceva. Deci pasajul Unirii din București cred că e cel mai lung pasaj subteran dintr-un oraș din România. Uh-huh. Făcut pe vremea lui Ceaușescu. Și făcut repede. Ce face în 80 de zile a durat. Uh-huh. Un lucru care nu se putea face decât atunci, în sensul că au oprit tot curentul, toată apa, toate gazele pentru tot cartierul. Și au săpat. Asta e. Oamenii erau disperați, ce facem noi acum? Nu contează, se sapă aici, se face azi, azi, a zis tovarășul. Mă rog, l-au făcut în 80 de zile, asta e. Mie mi se pare o performanță și că l-au renovat în două luni. Da, l-au renovat în două luni, primăria sectorului. Cine ar fi crezut? Ocupat de asta, dar, cum ziceam, nu poți inventa așa ceva. Pasajul Unirii a fost renovat mai scund. L-au făcut mai scund. Acum, adică mai jos? Da, mai jos. Mai, L-au strâmtat? Da, l-au strâmtat în sus. A intrat la apă? Da, nu știu la ce a intrat. Nu mai trec autocarele prin el. Deci, păi, e o veșnică problemă cu dimensiunile, ca să nu zic cu dimensiunea, la autoritățile din țara asta. Deci, ba, iau trenuri de metrou prea late. Ba, iau tramvaie prea lungi. Ba, sunt pasaje prea înguste. Mai țineți-te pasajul de la Iași? Da, de la fundație, de acolo. Da, pe care l-au făcut, dar nu treceau două autocare, mă rog, autobuze, unul pe lângă altul. Da. Era prea acum îngust. Au făcut pasajul ăsta prea scund. Deci, da. Să-l sune pe domnul primar Chirica de la Iași, să-i ceară pila cu care a luat la vilă pasajul de acolo. Da, da. L-a rezolvat. E rezolvat acolo, da. Am înțeles. Da. Deci asta e, două zile de la inaugurare. S-a făcut inaugurare frumos. Știți că am vorbit. Ce frumos, pasajul Unirii în sfârșit. Deci două zile de la inaugurare, două autocare bărbirite în sus, s-au înfipt la intrare, la intrare în pasaj, este regulamentar pus o poartă de-aia, uh-huh, de avertizare cu înălțimea maximă. Asta mă miră, că noi nu prea avem talentul ăsta să ba, facem nu, de se asta. Pun, se pun, da? Înainte de poduri, pasaje, se pun porți din ala. Uh-huh. Și sunt marcate ca fiind la 3,50 m. Așa e marcajul, acolo 3,50 m. Ok. Dar ceva e schimbat, pentru că pasajul ăsta e deschis de 40 și ceva de ani. Și eu nu mi-amintesc să fi fost vreodată vreun incident de genul ăsta cu vreun autocar care să se lovească. Adică prin pasajul ăsta au trecut probabil până acum mii de autocare, dacă nu chiar mai mult. Și niciunul nu a avut vreo problemă. Acum o dorong-trong numai în cap. A doua zi după... E bine măcar că l-au oprit la intrare. Da. Ce zic, era mai nasol să se înfunde. Știi cum e? Dacă a apucat să pătrundă. Da, primarul Băluță de la 4, primăria care a făcut reabilitate, ați văzut că primarul Băluță are păr nou pe cap? A, nu mi-am dat seama, că nu l-am privit înainte prea atent. Are poză. De nerecunoscut, tehnologia asta modernă e înfiorătoare, da. Și la femei și la bărbați, deci, că nu mai recunoști oamenii. Băluță și-a pus păr, nu vrem să știm de unde, dar are păr nou pe cap acum. El era chel. Și acum a chelit mai mult, i-a crescut părul. Băi, au primarii ăștia, au ceva, oare să-și așez tompator ca domnul Robu? Depinde cum îi crește. Da, are păr negru creț des pe cap. Și, în fine, dânsul este foarte nemulțumit că șoferii n-au respectat avertizarea de înălțime maximă. Dar vă zic, ceva nu e regulă. Adică, potrivit proiectului aprobat de Consiliul Local de la primăria sectorului 4, care s-a ocupat de toată treaba asta, înălțimea pasajului trebuie să fie 3,60 m. Poarta de intrare e la 3,50. Și am vrea să întreb, domnul primar, a scăzut cumva înălțimea pasajului doar pe reabilitare? Cu vreo 10 cm, așa, sau poate mai mult? Adică faceți dumneavoastră o măsurătoare? Că v-ați pozat acolo, a fost frumos, mândru, s-a pus tavan fals cu lumini, poate de la tavanul fals cu lumini. Băi, eu v-am zis că am trecut prin el și că e cu luminițe. Da, cu luminițe. Adică arată spectaculos. Bine, eu n-am trecut cu autocarul, că e n-am lumini. Autocar. Cu luminițe nu mai încapă autocarele acolo. Hai, faceți o măsurătoare. Live pe Facebook, că vă place pe Facebook. Arătați-ne că are pasajul 3,60 m. Așa cum scrie la proiect. Adică nu de alta, dar reabilitarea asta a costat 12 milioane de euro. Nu e o sumă mică, adică nu e de aici de acolo. 12 milioane de euro, publicația Buletin de București a investigat cazul. Adică, domnul primar, măcar o ruletă putea să luați pe bune din banii ăștia. Luați o ruletă și făceați măsurătorile, să vedem că... Iar pentru șoferii de autocar, atenție, s-a strâmtat pasajul. Da, dacă ajungeți în București, luați-o pe deasupra. Faceți cu jumătate de oră mai mult. E adevărat că ați trecut probabil de nu știu câte ori pe acolo. Nu mai s-a nu pus tava în față și nu mai mergea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.